Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a Jurnalului de Viață. Invitata mea de astăzi este un profesionist care a atins excelența. Este un slujitor de peste 4 decenii al medicinei, dar și un om care nu-și precupețește niciun efort pentru a forma tinerele generații de mediciniști. Dați-mi voie să-i spun bun găsit doamnei profesor universitar dr. Maria Dorobanțu. Bine v-am găsit! Bine ați venit și mulțumesc pentru invitație. Șeful clinicii de cardiologie a Spitalului de Urgență Florească, aici unde ne aflăm, și așa cum vă spuneam, profesor de cardiologie și medicină internă la Facultatea de Medicină a Universității Carol Davila București, este membru al Academiei de Științe Medicale, dar, atenție, și al Academiei franceze de medicină, și aici este o poveste foarte frumoasă pe care o să o aflăm astăzi de la invitata mea. Este de asemenea fondator și președinte al Societății Române de Hipertensiune Arterială și mă opresc aici, deși titlurile distințiile pe care le menționează CV-ul dumneavoastră și care sigur ar merita amintite, sunt mult mai multe. Doamna doctor, vă mulțumesc, doamna profesor, vă mulțumesc că ne-ați primit astăzi aici la Spitalul de Urgență Floreasca, locul în care, iată, de multe decenii vă ocupați de pacienții dumneavoastră și, în general, pacienții aceștia sunt oameni cu mari suferințe ale inimii. Am observat că ați povestit în câteva interviuri despre faptul că ați avut dorința de a deveni medic din copilărie. Sigur, este, dacă vreți, povestea aceasta clasică a copilului care vrea să devină salvator, vrea să facă bine, dar aș vrea să știu de unde a venit în cazul dumneavoastră forța, determinarea cu care ați urmărit acest vis. Forța... E greu de povestit, pentru că, practic, a fost un drum parcurs de când eram elevă undeva, într-o comună, după care, sigur, dorința de a ști, dorința de a învăța, dorința de a ajuta, a prins contur. A prins contur mai târziu, evident, una e ce spune un copil și alta este o decizie pe care o ia apoi un tânăr. Această decizie pe care am luat-o fiind în liceu și care sigur că a venit și s-a potrivit perfect în acea dorință a copilului, dar de data asta a fost o decizie conștientizată și am hotărât ca să merg la Facultatea de Medicină. Întotdeauna am vrut acest lucru. Am vrut pentru că, știți, sunt un om care, eu zic că are generozitate, un om care își dorește să ajute suferința celor din jur și care, până la urmă, și-a găsit împlinirea în această profesie. Vă mărturisesc că inițial chiar vroiam să fac pediatrie, dar când am realizat că voi îngriji copii bolnavi, eu iubesc foarte mult copii, foarte mult. Și atunci parcă nu am avut puterea să gândesc că voi avea de-a face nu cu copii sănătoși, ci voi avea de-a face numai cu copii bolnavi. A fi pediatru este greu, pentru că de cele mai multe ori, mai ales când e vorba de primele luni, primii ani de viață, copilul nu știe să povestească. Deci e greu. E o mare provocare. Dar nu greutatea m-a făcut să aleg până la urmă medicina adultului, ci vă spun acest sentiment că voi vedea copii în suferință, pentru că cu suferința te obișnuiești sau nu te obișnuiești niciodată, de fapt, dar parcă un adult îl înțelegi mai ușor, ca să spunem, te adaptezi
și poți ulterior ca să duci ceea ce știi aproape de el și cât este posibil, cât permite știința, cât permite tehnica pe care o avem la îndemână, sigur, cât permite știința fiecăruia, poți să-l ajuți, poți să-l vindeci uneori, alteori nu. Dar alegerea aceasta, probabil și pentru că știu că un crez al dumneavoastră este acela că medicul trebuie să manifeste empatie. Și atunci probabil că este ceva mai ușor să empatizezi cu situația unui adult în suferință, mult mai complicat ar fi, sau probabil că așa ați gândit în momentul respectiv, mult mai complicat ar fi să empatizezi zilnic cu cauzele a zeci de pacienți mici, de vârstă mică, și să te încarci cu suferințele lor și apoi să-ți găsești puterea a doua zi să continui. Știți, nu problema de a empatiza cu copilul, o am sau am avut-o, nu. Din contră, vreau să vă spun că ori de câte ori nu mai vorbesc de copiii mei sau de nepoții mei, care îmi sunt foarte apropiați și pe care îi iubesc foarte mult și ei mă iubesc pe mine, nu aceasta a fost, să zicem, piedica. Pot ca să fac și orice copil cu care vin în contact vine la mine și niciodată nu mi s-a întâmplat să fiu respinsă de un copil. Nu mi s-a întâmplat, chiar mic fiind. Altceva era pur și simplu sentimentul că nu-l voi putea ajuta întotdeauna. Că sunt limitată prin ce se știe, cum se întâmplă și la adult. Progresele vin de la o zi la alta în cardiologie și la adult și la copil. Dar totuși există o limită dincolo de care nu poți. Ori acest lucru m-a făcut până la urmă să mă opresc, conștientă fiind de faptul că întotdeauna va fi o barieră de cunoaștere. Și barieră de cunoaștere care vine din cunoașterea medicinii. Acest lucru m-a făcut să mă opresc, că nu voi putea întotdeauna să ajut un copil care este în suferință. Acest lucru a fost. Și pentru că vorbeam despre cumva reguli de aur pe care dumneavoastră le-ați avut în profesie, iată, vorbeam despre faptul că ați fost un om care cu foarte multă determinare și-a urmărit fiecare pas al carierei. Vreau să vă întreb așa, pentru că poate telespectatorii noștri nu știu, dar am să le spun. Dumneavoastră ați încheiat studiile liceale ca șef de promoție, apoi Facultatea de Medicină de asemenea șef de promoție cu diplomă de merit. Pe dumneavoastră vă caracterizează dorința aceasta de a trece întotdeauna prima linia de sosire? Nu, nu-i dorința de a fi întotdeauna primul, dar cineva chiar mi-a spus ai un destin de premiant. Deci nu ideea că trebuie să fiu primul, ci acest lucru a venit. Știți, a venit încununând, să zicem, eforturile mele în a fi totdeauna în pas cu ceea ce îmi doream să știu. Am și spus de mai multe ori, inclusiv în această carte pe care o am în față, se cheamă O inimă pentru inimi, și în care povestesc puțin acest lucru. Cartea, în fond, nu este o carte despre drumeț, o carte despre cel care a ajuns, e o carte despre drum. Cum să faci ca să ajungi într-un loc fără ca să ți-l propui exact. De exemplu, ce să vă spun, când am început cariera universitară, de exemplu, în 1979, practic a fost cam în același timp și cu partea profesională, cum să spun, de pregătire, nici nu puteam imagina că aș putea deveni profesor. Mai ales erau și timpurile respective, dar chiar și așa. Pentru mine ideea a fost întotdeauna să fiu, să nu fiu depășită de vremuri, de vremurile de cunoaștere. Am avut întotdeauna o deschidere pe care am conștientizat-o mai târziu, dar o deschidere către nou, o deschidere către
progres, o deschidere către, cum spuneam, către cunoaștere, și acest lucru vreau să transmit și studenților mei. Și vreau să vă spun că chiar am succes cu unii. Nu cu toți, nu întotdeauna se poate să toți studenții să-ți urmeze, ca să spun așa, țelul tău, să-ți urmeze gândul tău, dar sunt studenți care o fac și sunt foarte fericită că îi întâlnesc, de exemplu, pe foști studenți prin diverse părți ale lumii și niciunul nu mă ocolește. Vin la mine și spun, știți, cred că nu mă mai recunoașteți, eu sunt cu tare, care v-am fost student în generația și este o generație în spate cu mulți ani. Deci, ideea că studentul te percepe ca fiind alături de el, fiindu-i nu persoana de la catedră, sigur, sunt persoana de la catedră care învață, dar pe de altă parte, apropiată, încerc să le transmit nu numai cunoștințe, ci dorința de a cunoaște, dorința de progres. Nu trebuie să se împiedice un tânăr într-o dificultate de moment. Poate fi depășită. Iar în ceea ce privește bolnavii, la fel, când bolnavul te simte alături, ajunge să ți se destăinuie, ajungi să cunoști mai multe despre el, să înțelegi, sigur, punând totul într-un context al bolii, că bolnavul nu-și spune diagnosticul. Dar una este să fii foarte rece lângă el și alta este să te simtă că participi alături de el, inclusiv în acest proces de vindecare. Deci, întotdeauna am spus, este ceva care te duce dincolo, dacă vreți, de niște numai reguli seci. Te duce către om, te apropie de omul care este în suferință și respectiv de studentul care vrea să învețe. Vreau să vorbim despre relația aceasta specială cu pacienții, pe care știu că o construiți foarte frumos, dar înainte de asta aș vrea să rămânem un pic în sfera aceasta formării tinerelor generații de medici. În primul rând, pornind de la exemplul personal, aș vrea să îmi spuneți cam ce trăsături trebuie să, cu ce trăsături trebuie să vină un viitor medic ca să poate atinge excelența în profesie. Pentru că, apropo de faptul că dumneavoastră spuneați că în această carte, de fapt, descrieți drumul, haideți să fixăm punctul final al drumului, acela de premiant în medicină, și să pornim să venim la punctul de pornire, unde tânărul care vrea să urmeze această cale trebuie să vină cu bagajul său. Ce trebuie să fie în bagajul acesta, doamna doctor? Întâi și întâi trebuie să fie onestitatea în a alege profesia. În momentul în care te hotărăști să faci medicină, știi că vei face o profesie grea, o profesie care uneori e de sacrificiu, care îți solicită multe ore de studiu zilnic, nu-i problema de facultate. Acela e un început mic. E problema de a studia tot timpul, inclusiv acum când sunt, să zicem, spre partea, dacă vreți, final, aș zice, a unei cariere, dar nu-l înțeleg ca final. Deci pentru mine este o provocare permanentă și cred că voi fi alături de studenți, alături de doctoranzi pe care, sigur, sunt în curs de elaborare încă 10 doctoranzi pe care i-am în pregătire și au susținut tezele alții, vreo 15, dar voi fi totdeauna alături de ei cu sufletul și cu, nu numai, cu îndrumarea efectivă. Deci, primul lucru este acesta, să știi că te așteaptă o viață grea, o viață de studiu permanent, o viață uneori de sacrificiu a timpului tău liber, a familiei, în sensul că nu poți să petreci atâta timp cât ți-ai dori cu familia, dar nu trebuie să o sacrifici, ea trebuie să fie în sufletul tău. Și pe de altă parte, dincolo de această, vă spun, o onestitate, să ai o rigoare deosebită în ceea ce faci.
să ai permanent dorința de a progresa, permanent dorința de a afla, curiozitatea de a afla ce se întâmplă în lume, apropo de meseria pe care ți-ai ales-o. Să încerci întotdeauna să fii chiar cu un pas înainte, dacă se poate, dar niciodată să nu cedezi în fața unui obstacol. Haideți să ne gândim, generația mea nu a început profesia, facultatea în 1970, după aceea toate celelalte etape care s-au derulat, sigur, în formarea fiecăruia dintre noi, fiecare au urmat un drum. Dacă noi ne-am fi oprit în momentul în care simțeam că suntem sufocați, că nu există libertate de mișcare, că nu există libertate de exprimare, ce-am fi făcut? Ori, din generația mea a fost o selecție extraordinară prin concursul de internat, concurs care a adus în față, mulți au participat, concurența era foarte mare și o concurență loială, o concurență corectă și o examinare foarte corectă, și a adus în față un număr mare. Hai să zicem, cam eram 10% din totalul studenților care își doreau să facă acest lucru. Toți au devenit profesori, conferențiari și așa mai departe și și-au format, după modelul lor, au format mai departe generație de tineri. De ce spun? Era momentul când ai fi zis, gata, nu mai avem nicio șansă, trecem la viața tihnită de mâncare, odihnă și atât. E, nu. Toată lumea a, nu știu, dar vă spun drept că nu știu dacă speram în, că sigur se va întâmpla ce s-a întâmplat. În ființa noastră, cred că da. Și mai ales am avut eu marele noroc să fiu într-un colectiv condus de domnul profesor Gerasim la Spitalul Universitar, unde a stat 20 de ani, primii 20 de ani, următorii 20 de ani aici. Și vreau să vă spun că erau numai șef de promoție în acel colectiv. Prin urmare, eram toți niște oameni care vroiam să învățăm, care aveam la îndemână reviste, cărți, ni le aducea inclusiv domnul profesor, și care își găseau refugiu în această pregătire. Și iată că s-a întâmplat. Ne-a găsit într-un fel pregătiți, zic eu, din punct de vedere al practicii medicale, al modului în care făceam învățământ cu studenții. Ne-a găsit pregătiți să facem față lumii de dincolo, și care ne-a primit cu foarte mult, zic eu, cu dorința de a ne ajuta. Cel puțin această atmosfera pe care eu am întâlnit-o în Franța, unde m-am dus în 1991, am stat un an acolo, am revenit făcând niște diplome, pregătind niște diplome speciale, sunt afișate pe acolo, și care, cum să vă spun, am simțit o lume care nu era deloc ostilă, dar eram câțiva care am mers, și sigur că apoi ce generațiile care au venit au fost mult mai multe și acum oportunitățile sunt multiple pentru tineri, dar am găsit o lume care a știut să aprecieze ceea ce noi puteam face pentru etapa în care ne aflăm. Ulterior, sigur, fiecare a profitat din punct de vedere științific, intelectual, cum a fost pregătirea lui, cum a fost simțirea lui. Bun, astăzi contextul acesta al formării tinerilor care merg pe calea medicinei este mult, foarte mult schimbat. Sigur, facultatea de medicină este în continuare o facultate foarte grea. Competiția poate că nu mai este la fel de strânsă, deși... A redevenit, să știți. Vreau să vă spun că dacă îți fixezi ținte foarte înalte, ești într-o competiție cu tine însuți tot timpul, și atunci
cumva ești antrenat în chestiunea aceasta și ți impui un anumit ritm. Dar vreau să mai vorbim puțin despre ceea ce înseamnă relația aceasta specială pe care știu că o aveți și cu studenții dumneavoastră, dar și cu rezidenții care sunt aici în spital. Este iarăși o măsură a profesionalismului, dar vreau să-mi spuneți dacă ați învățat lucrurile acestea de la maestrii dumneavoastră sau a fost o rețetă care a venit cu experiența? Știți, sigur, te formezi într-un colectiv, foarte multe lucruri le preiei, dar le preiei și le adaptezi felului tău de a fi. Pentru că, vedeți dumneavoastră, a forma un rezident, a forma un student, nu este o rețetă undeva valabilă, universal. Din contră, trebuie să te adaptezi lor, tinerilor. E adevărat, dar trebuie să te adaptezi, bine, alții mai puțin bine. Te adaptezi lor, dar dându-le mult și cerându-le în același timp. Știți, eu sunt foarte încântată, apropo de rezidenți, că am reușit cu ei să scot două cărți. Una dintre ele, chiar o am aici pe masă, Provocări în cardiologia de urgență se cheamă și care a apărut în editura Academiei Române în urmă cu ceva ani. Iar acum vom lansa, în 2013 a apărut, iar anul acesta chiar a apărut și o așteptam, am crezut că o să am să vă și arăt, o altă carte care se cheamă Cardiologia într-un spital de urgență, de la prezent la viitor, de la prezent înțelegând unde se află medicina acum și unde vrem să ajungem, de la generația mea către generația de mâine pe care o reprezintă rezidenții. Cu alte cuvinte, e o carte pe care am coordonat-o împreună cu un asistent al meu foarte bun, doctorul Sebastian Onciu, scrisă tot de către rezidenți, în cazuri clinice deosebite pe care le întâlnim aici și care, sigur, ca să poată fi rezolvate, necesită mult studiu, foarte mult. Ori și o investigație specială și așa mai departe și comentarii ulterior deosebite. Antrenându-i în această muncă, în care evident că am ales pe aceia care s-au remarcat în a fi foarte conștiincioși, în a fi foarte studioși, în a fi foarte deschiși la minte și este, cred că orice le-aș fi dat, nu i-aș fi mulțumit, ca această oportunitate de a scrie într-o carte, de a fi autor a unei cărți. Și chiar pe pagina a patra acestei cărți care va apărea, aici dacă vă uitați, sunt trepte care merg către o ușă deschisă, trebuie mereu păstrate ferestrele cunoașterii deschise, ușile deschise către nou. În cealaltă, pe ultima pagină, se află o fotografie a lor și chiar spun, cine sunt ei? Sunt tineri foarte, foarte buni, sunt tineri cu minte iscoditoare, sunt tineri muncitori și iată că au ajuns să facă acest lucru. Cartea care a apărut ieri este în editura medicală, deci sunt edituri mari care au acceptat ceea ce au scris ei sub îndrumarea mea, evident. Și pentru că spuneți că este vorba despre anticipare, doamnă profesor, cum arată viitorul în cardiologie? Spuneți-ne, chiar dacă nu o să ne dezvăluiți din paginile acestei cărți abia ieșite de sub lumina tiparului, dar aș vrea să știu, pentru că, iată, dumneavoastră, într-o viață întreagă profesională ați asistat la schimbări absolut spectaculoase în cardiologie pe care le intuiați, le anticipați atunci când erați tânăr student sau mai târziu când erați un tânăr medic. Nu. Unele mi le doream, dar că se vor și întâmpla și atât de repede și cu asemenea, cum să spun, viteză, nu numai rapiditate, ci în cumul.
parcă nu venea să cred că se va întâmpla. Și iată că s-a întâmplat. Și iertați-mă că fac o paranteză, mai știu că la începutul anilor 90, atunci când ați mers în Franța, ați descoperit lucruri pe care vi le-ați fi dorit să se întâmple și în sistemul medical românesc, dar cred că nici nu aveați curajul să sperați la anumite lucruri din ceea ce vedeați acolo. Spuneați într-un interviu că le învățam, dar nu știam dacă o să le aplic vreodată. Dar știți, le învățam, asta e foarte important, nu știam dacă o să le aplic vreodată, dar ele s-au fixat, s-au sedimentat în mintea mea. Și în momentul în care am dat concurs de profesor aici, deci eu eram conferențiar până la etapa de conferențiar în spitalul universitar. În momentul în care am luat acest concurs, am știut ce vreau. Am știut, serviciul era populat, ca să zic așa, cu oameni foarte buni, dar fără aparatură, aproape deloc. Erau niște lucruri second hand, în fine, aici făceam ecografii și așa mai departe. Vreau să vă spun că în momentul acela totul s-a descărcat așa din computerul meu și am știut, vreau asta în concordanță cu ce este în cardiologia europeană și mondială, să tratăm și noi infarctul de miocard imediat ce vine bolnavul și să putem face lucrul ăsta, să ablatăm aritmiile, să facem ecografii performante. Bun, că vrei e una, că le poți și face e mare diferență. Cum le-am făcut? În primul rând am început să selectez colectivul de didactic, colectivul de cercetare, deci au fost 28 de oameni care au venit tineri și media de vârstă a colectivului și acum e undeva 35-40 de ani, deci sunt încă foarte tineri, dar i-am luat sub 30 și acum am tineri asistenți sub 30 de ani. Deci tot timpul primenesc acest colectiv cu oameni care își doresc să fie. De unde îi selectez? Dintre foștii studenți, dintre foștii rezidenți. Îi iau un doctorat, din doctorat îi mai iau, e o pepinieră și îi văd și după aceea cei meritoși ajung să facă parte din colectiv, fie pe o funcție didactică, fie pe o funcție de cercetare, și am un colectiv de cercetare absolut deosebit care face cercetare fundamentală chiar. Bun, și am început deci întâi să selectez oamenii și să-i trimit prin relațiile mele inițial, după aceea i-au muncit, au obținut burse europene și așa mai departe. Și, bun, învățau, dar ei trebuiau să aplice. Cu ce? Cu aparatură. E, aparatura a fost o primă etapă și mulțumesc încă o dată, nu știu, conducătorilor din acea vreme. În 2000 era ministru Gabor, care ne-a ajutat cu un proiect al Băncii Mondiale și a fost o dotare, ca să zic așa, neașteptată și care ne-a dus imediat în față. Ne-a dus imediat în față având oameni care știau să lucreze cu aparatura respectivă. Nu știau că vor avea. Dar fiecare, așa cum am intuit eu că ar fi bun aici sau aici sau aici, i-am trimis și s-au pregătit și când aparatura a venit, i-au putut lucra. A fost mare lucru. După aceea am făcut proiecte. Proiecte. Un cel mai mare a fost unul de 7,5 milioane de euro pe care l-am câștigat, sigur că da, printr-o competiție foarte strânsă. Am putut să facem din nou o dotare, să actualizăm, să updatăm tot ce era, ba chiar să facem un laborator de electrofiziologie absolut spectaculos, este cel mai performant din România și nu numai, chiar din partea de sud-est, așa, țările din jur nu au toate ce avem noi cu sistem de navigație magnetică cu așa pentru electrofiziologie. Și iată că s-a întâmplat până la urmă ca visul să devină realitate, dar visul nu era numai vis. Era foarte bine structurat, deși nu știam vreodată că voi ajunge să conduc un colectiv de cardiologie, că voi ajunge ca să fiu, vă spun, mediul de aici din spitalul de urgență este deosebit. De ce? Avem bolnavi, fiecare dintre ei reprezintă o provocare pentru un doctor. Foarte gravi unii, vin din alte părți care ni sunt adresați, sunt
tineri, nu numai persoane vârstnice, sunt tineri care, vă spun, au boli mai, hai să le zicem, mai ciudate câteodată, boli genetice. Am ajuns, sigur, progresele care s-au făcut în medicină și vă spun, și când vorbim noi acum, sunt o sumedenie de noi descoperiri care apar de după ce s-a descoperit codul genetic, ulterior lucrurile au progresat foarte mult și în acest domeniu, dar putem chiar, am început să facem niște determinări genetice și la noi, în acest laborator, spuneam, de cercetare fundamentală și nu numai, să încercăm să facem transplant de celule stem la bolnavii cu infarct care sunt gravi și așa mai departe. Să avem un laborator de ecocardiografie cu recunoaștere europeană. Toți oamenii care lucrează acolo au diplome europene, avem lucrări peste lucrări și publicate și acum mergem la Congresul European cu 3 lucrări care sunt acceptate deosebit de bune. Să avem laborator, cum ziceam, de electrofiziologie performant, laborator de coronarografie, de medicină nucleară dedicată bolii coronariene. Deci, iată că am devenit în decurs de 20 de ani, de fapt acum suntem la apogeu, deci am devenit ceva mai devreme, unul dintre serviciile de cardiologie, zic eu, foarte bune din țară. Doamna doctor, știu dumneavoastră, spuneți că munca de aici este provocatoare, este cu foarte multe provocări, nu o să spuneți niciodată că este grea, dar îmi permit să spun eu lucrul acesta și vă întreb așa, după munca aceasta zilnică foarte grea, unde vă retrageți să vă luați energia cu care să vă încărcați pentru a doua zi? Sunt mai multe modalități, nu e una singură. Sigur, prima care o spun și o spun public sunt copiii, sunt nepoții care sunt familia cărora încerc să le dăruiesc cât mai mult din ce sunt eu, din timpul meu, dar trebuie să spun că și primesc mult din energia lor pe care le-o dau. Aici trebuie să ne explicați, pentru că mai devreme ne-ați spus așa că un medic trebuie să se gândească foarte bine, pentru că el va avea de sacrificat și parte din timpul acesta cu familia, dar că nu trebuie să sacrifice familia. Da. Cum să facă asta un medic? Cum ați făcut dumneavoastră asta? Eu zic că am avut și noroc. De ce am avut noroc? Am avut noroc pentru că am copii foarte buni, care nu mi-au creat niciun fel de problemă. Pe unul dintre ei l-ați avut invitat odată. Sunt copii care au învățat, care sunt pasionați de meserie, care au făcut-o cu mult drag și deci cu rezultate, care s-au căsătorit cu 2 fete care sunt deosebite și ele, care au copii. Deci nu mi-au creat niciun fel de problemă, asta vreau să spun. E mare lucru să poți să mergi împreună, copiii am avut în facultate, deci practic am crescut împreună, dar cu ajutorul părinților mei, care aveau grijă de ce înseamnă îngrijirea unui copil care să nu fie pe străzi singur, ci să aibă totdeauna pe cineva care se asigure ce-i trebuie lui ca și copil, părintele având rolul educațional în tot. Deci asta e una, familia, foarte importantă. Dați-mi voie să fac o completare. Este clar că cei doi fii ai dumneavoastră n-au resimțit privațiunile acestea care apar inevitabil într-o familie cu părinți medici, pentru că v-au urmat exemplul. Ambii sunt medici, nu-i așa? Da, amândoi sunt medici, sunt chirurgi apreciați, sunt chirurgi performanți, zic eu. E adevărat, au urmat aceeași profesie, au urmat-o că au vrut. Și privațiuni, știți, până la urmă copilul trebuie dus și către drumul care ai simțit tu că i s-ar potrivi, fără ca să îl impui. Adică ce a însemnat educație prin muzică, ce a însemnat educație prin lectură. N-aveau, cât erau ei copii, posibilitatea de a vedea nu știu ce, de a urmări nu știu ce jocuri electronice. Citeau, pentru că asta vedeau în casă.
Și atunci citeau, au rămas cu obiceiul de a citi, îl imprimă și copiilor lor, au rămas cu obiceiul de a merge la Ateneu, îi ducem și pe copii și am fost cu ei chiar și la Festivalul Enescu și așa mai departe. Deci este un drum și încă o dată spun, fără ajutorul părinților care să facă munca de bază, n-aș fi reușit. Și uitați, așa am ajuns într-un alt loc în care dumneavoastră vă retrageți. Exact. Este arta, nu-i așa? Exact. Este arta, este deci muzică, e poezie, e filozofie. E o zonă pe care dacă nu ți-o apropii, rămâi cam sec. Ori îți trebuie bogăție sufletească pentru tine și pentru cei din jurul tău, pentru că dăruiești mult și primești, dar a dărui este parcă și mai frumos decât să aștepți. Niciodată n-am așteptat ceva, dar am primit. Asta e cu totul altceva, dar n-am așteptat. Pe de altă parte, un alt refugiu pentru mine este natura. Iarăși sunt norocoasă. Aveți am timp privilegiu, pentru ieșiri în natură? Am privilegiu de a fi, de a moșteni de la străbunici, bunici, părinți, un loc extraordinar undeva într-o vale din aproape de Râmnicu Vâlcea, unde avem o căsuță care este în mijlocul unei păduri, unde mă relaxez teribil, unde ajung odată la 3, la 4 săptămâni, poate și mai mult câteodată, dar unde renasc, unde îmi duc și unde au petrecut și copiii mei din vacanțe, unde îmi duc nepoții, chiar și o cabană am făcut-o. Astfel ceea ce părinții v-au oferit, exact, dumneavoastră într-un moment, știți, în care aveați nevoie, sprijinul acesta, nu? Exact, dar știți, e foarte important așa, nu să ai model, nu să scrie undeva, este o persoană, un profesor, nu știu ce, un model. Nu, sunt experiențe care dacă se potrivesc unui om, știți cum le absoarbe. Adică e ca un burete care și simți că se transplantează acolo, dar nu că vrei. Dacă vrei, nu reușești. Trebuie să faci în așa fel încât acel lucru să fie dorit. Îl faci cu bună știință, îl faci că tu-l trăiești și el vede că tu-l trăiești, e cu totul altceva. Dar e un mare lucru să ai un colțișor unde să spui: este al meu, e al familiei, îl întreținem, chiar am mai făcut o căbănuță pentru că una din nepoțele spuneam, deja nu cred că o să mai avem loc, și se cheamă Casa Nepoților. Scrie acolo. Și uitați, ei sunt fericiți așa, de-abia așteptăm să mergem acum de Crăciun cu toți acolo. Și uitați așa, am aflat și de unde vă luați energia, dar și de ce vă iubesc atât de mult nepoții dumneavoastră. Am aflat și de ce aveți o relație specială cu rezidenții, cu studenții dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această întâlnire extraordinară. Vă mulțumesc că străluciți pe firmamentul medicinei românești și că sunteți aici zilnic la datorie pentru miile de pacienți care ajung cu patologii dintre cele mai grave aici la Spitalul Floreasca și pentru exemplul pe care îl oferiți la fiecare pas. Și eu vă mulțumesc foarte mult și pentru această invitație, sau mai bine zis pentru vizita pe care mi-ați făcut-o la mine la cabinet. Și aș vrea un singur lucru să mai spun: niciodată nu există barieră dacă vrei. Sunt la a treia carte, asta e a doua, care a apărut în editura Springer, eu fiind coordonator unei echipe largi de mari profesioniști din Europa, dar și din țară. Se poate, se poate, dacă îți urmezi visul și ești riguros în ce faci, și ești un om serios în ce faci și neuitând niciodată că ai suflet al tău, că trebuie să dăruiești din ce ai tu, din prea plinul tău, celor de lângă tine, familie, studenți, rezidenți, bolnavi, vei reuși.
Exemplul dumneavoastră este una dintre cele mai palpabile dovezi că nu există bariere. Doamna doctor, încă o dată vă mulțumesc și mult succes în continuare. Doamnelor mulțumesc. Și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Închidem aici jurnalul de viață. Până când îl deschidem din nou, toate cele bune!